Ziua bună, prieten! Astăzi vreau să fac un mic clip, să vă reamintesc unele chestii, pentru că foarte mulți mă întrebați în ultima vreme ce să le faceți la iepuri, că au scoarță în urechi, că au nu știu ce în urechi, că femeia e gestantă, că ce pot să-i dau, dacă pot să-i dau, că femeia are pui. Așadar, prieteni, scoarța din urechi se numește râie auriculară, este o formă de râie pe care iepurii o fac în interiorul urechii, de la bază și până la furfuri, care netratată poate duce la complicații, se poate, iepurele suferă foarte mult, urechea se umple toată de bube, se face foarte, foarte mare, se îngroașă și iepurele este într-o continuă suferință. Tratamentul ideal, prieten, pentru această boală, râie auriculară, este Evomec-ul. Evomec-ul este acest medicament care conține substanța activă de bază ivermectină. Se face, prieten, 0,3 ml injectabil subcutanat, atât la pui cât și la adulți. La adulți, dacă sunt foarte mari, puteți face 0,4. Și o să vedeți că maxim într-o săptămână această scoarță o să dispară, iar dacă nu a dispărut complet, se poate face o repetare la 2 săptămâni, la 14 zile. Acest medicament nu poate fi folosit la femelele care sunt gestante, pe timpul gestației, deoarece este destul de toxic și nu este bine. Se face la femele când sunt gestante, dar se pot face alte tratamente la aceste femele, avem aceste picături numite Ivermite Otic. Acestea au la bază acea substanță activă, ivermectină, doar că nu o să facem injectabil, o să curățăm rănile cu dezinfectant, după care aplicăm aceste picături direct pe bube și la fel acești paraziți o să moară, pentru că râia auriculară este provocată de niște paraziți. Sau mai există încă un produs, Otoguard, acesta este o alifie, se poate unge și cu asta, la fel, aceste buble o să dispară și râia o să treacă. Asta pentru femeile gestante. La celelalte categorii, pui, masculi, femeile care nu alăptează și care nu sunt gestante, se poate face cu succes Evomec, deoarece acesta este un antideparazitant foarte puternic, un deparazitant, mă scuzați, nu anti, foarte puternic, atât pentru interior cât și pentru exterior. Acesta omoară toate categoriile de paraziți, chiar și cei care provoacă râia. Asta fiind spuse, prieteni, să vă arăt puțin iepurii. Am femeia care m-a dus-o din Germania, cea de-a doua. A fătat, are 7 pui, puișorii sunt mărișori, sunt grași deja, îi vedeți, sunt alăptați, burtoși. Imediat au o săptămână, este foarte frig la Sibiu, prieteni, a plouat, s-a răcorit dintr-o dată, foarte răcoare. V-am arătat așa puțin puișoria, nu vreau să o stresez. Hai mă la tati. Aici avem femeia de Germania cu cei 6 puișori ei. Asta a fătat prima, asta a fătat ultima și cealaltă a murit cu puii neaștiți. Puișorii se apropie de 2 luni. Sunt foarte frumoși. Unul dintre ei va pleca la 10.000 de abonați, așa cum v-am promis, la concursul lansat. Să le pun un pic de fân. În curând trebuie să aduc chiar fân, prieteni. Haideți mă la tata. Îi vedeți, sunt sănătoși toți. A plouat, prieteni, la Sibiu și s-a răcorit. Este foarte mult umezeală în aer. Haideți mă scopi lui tata. Așadar, ăștia sunt din nemți, 100%. Avem aici femeia nebună, cum îi spun eu, cu cei 6 puișori ei, femeia mea de aprilie, o femeie imensă,
Puișorii sunt și ei măricei, au început să mănânce. Sunt ok, sunt în regulă. 6 pui. Dar Dumnezeu să trăiască și ăștia cu toții. Femeia este mamă bună, este foarte agresivă când fată. După ce cresc puțin puișorii, vedeți, nu mai e atât de agresivă, deja pot să pun mâna. Nu m-a lăsat deloc să mă apropiu de cușcă. Acum când sunt mai măricei, deja se cumințește. Haideți să vă arăt un pic și pușma acolo să nu cază. Avem aici prieten femeia mea mai bătrână, care acum în aprilie a făcut 2 ani. Are 4 puișori, sănătoși. Deci ce frumoasă are ăla, e femeia. Am verificat-o, ăsta la timp mascul. La fel și ăștia se apropie de 2 luni. Toată noaptea plouă, prietenii au bătut vântul, a fost urât. Neamțul, Solomon. O femeluță frumoasă, prieten care a făcut 5 luni în 18. Superbă, lungă, urecheată. Din asta mare bicea. Masculașul de la Cristi Bogdan, ambii părinți Germania, se hrănește foarte bine, crește. A pus un kilogram aproape de când l-am adus. Ia uite așa, avem aici prieteni. Am scos 2 cani neagră din adăpost cu cei 3 pui din lămțoaică, aia de jos. Deci ăștia 3 sunt fraze cui cu cei 6 de acolo din capăt. Nu i-am lăsat 9, i-am lăsat 6 și 3 am pus la această doică. Femeia i-a dus foarte, foarte bine. Sunt mărișori, parcă sunt chiar un pic mai mărișori ca cei de la mamă. I-am scos și pe afară la aer, prieteni. Le merge mult mai bine la aer aici afară. Acum sunt 2 femele și un mascul și aici urecheați, frumoși. Așteptăm să mai crească puțin, după care o să-i înțărc, o să-i separ. M-ați mai întrebat și la ce vârstă se înțarcă pui. La 2 luni, 2 luni jumate, prieteni. Cât timp pot să stea împreună? Până la maxim 4 luni pot să stea pui împreună, pentru că o să se călărească, o să se bată, mai ales masculin între ei. Femelele pot sta și mai mult. Dacă sunt 2, de exemplu, în cui mai mult de 4 luni, pot să stea. Masculașul ăsta aici, care mi-a rămas frumos, celălalt mascul. Și aici.